Ei, de multe ori spre regret, percepția societății în general în raport cu activitatea medico-legistă este de măcelari. Examenul victimei în viața unei supraviețuitoare sau unui supraviețuitor a unui incident traumatic de violență fizică durează câteva zeci de minute. Bine, medicul legist, asemenea altor medici, trebuie să fie și el empatic. Dar suntem oameni. Exact, exact. Și trebuie să compătimim suferința unui concetățean de-al nostru sau al unui seamăn de-al nostru. Cu toate că aici există anumite detalii pe care ar trebui să le cunoașteți. În legislația națională, vârsta de consimțire pentru o relație de natură sexuală este de 16 ani. Timpul lucrează împotriva probelor. Probele ce pot fi obținute prin examinarea corpului victimei sub formă de leziuni sau de probe biologice au tendință să dispară. O curiozitate personală. Mi s-a întâmplat să cercetați, să documentați și să studiați un caz de pruncucidere în experiența dumneavoastră? Nu numai că am examinat, dar și teza mea de doctor în știință a inclus și cazurile de pruncucidere, pentru că a fost axată pe violența fizică vizând copiii și adolescenții, pruncii nou-născuți fiind și ei o categorie aparte a cercetării. Există, da, situații. Există, da. Chiar da. Dacă despre ele mai puțin se vorbește. Nu sunt atât de frecvente ca în anii precedenți, deci ca în anii 90, la început de 2000, dar oricum există cazuri. Și ele au fost și, parte din ele au fost și mediatizate, au bulversat opinia publică. Atunci când nu sunteți la locul de muncă și atunci când nu sunteți medic legist, ce face domnul Andrei Pădure? Acest episod de podcast apare cu susținerea Fondului Națiunilor Unite pentru Populație Moldova. O personalitate notorie, un ghid și un mentor pentru foarte mulți tineri, a ales să profeseze o meserie pe muchie de cuțit, între medicină și justiție. Este șeful Catedrei de Medicină Legală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Testemițanu, astăzi la podcast Altfel despre Sănătate. Domnul Andrei Pădure. Domnule Pădure, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat această invitație. Știu că urmează multe lucruri interesante să ne spuneți. Să sperăm că voi reuși să ating așteptările voastre. Ce este un expert judiciar, medico-legal și ce înseamnă asta în viața de zi cu zi, în practica pe care o aveți? Un expert medico-legal, de fapt, este un expert judiciar și, respectiv, definiția expertului judiciar o regăsim în legislația de procedură penală, în codul de procedură penală în mod particular. Vorbim despre articolul 88 al codului de procedură penală, care dă definiția noțiunii de expert judiciar la care se atribuie și expertul medico-legal. Deci este o persoană, un specialist numit sau desemnat pentru efectuarea unor investigații care urmează să aplice cunoștințele speciale pe care le posed într-un anumit domeniu al științei, tehnicii, artei sau în alte domenii de activitate umană, astfel încât să prezinte rapoarte în baza unor investigații efectuate, rapoarte care servesc în calitate de probe în procesul judiciar. Dar ați făcut medicină, ați studiat medicina ca domeniu de bază, să zic așa, în primii ani de activitate. Da, un medic legist este format inițial în calitate de medic, doar ulterior în cadrul instruirilor postuniversitare este educat în calitate de specialist în domeniul medicinii legale. Cum a fost pe vremuri? Ați absolvit medicina generală, 6 ani de studii, exact. Apoi cel puțin pentru mine și încă o serie dintre colegii mei care au absolvit cam în aceeași perioadă, au urmat 2 ani de studii prin masterat, iar din 2003 aceste instruiri postuniversitare deja se realizează sub formă de rezidențiat, cu o durată la moment de 3 ani.
De 3 ani. 6 ani de studii de medicină generală plus 3 ani rezidențiat în domeniul de medicină legală. Exact. Ce emoții v-au cuprins și de ce ați decis acum mulți ani, mai mult de 20 de ani, să fiți în acest domeniu și cum l-ați ales? Sau v-a ales domeniul pe dumneavoastră? Probabil astrele s-au aranjat în așa mod. Pentru că atunci când eram, de fapt, absolvent al liceului, alegeam între medicină și drept. Am considerat medicina fiind mai umanistă și respectiv am optat pentru Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețanu, unde am studiat acei 6 ani de facultate. Nu am cunoscut despre existența medicinii legale până la anul 5, în anul 97, când pentru prima dată am avut cursul de modulul de medicină legală și atunci am înțeles că asta este ceea ce îmi doresc să fac în viitor. M-am regăsit în acest domeniu și grație viitorului meu mentor pe atunci, profesorul Gheorghe Baciu, am ajuns unde am ajuns. Ce calități trebuie să aibă o persoană, un tânăr, ca să facă medicină legală de succes? Ce v-a ajutat inclusiv pe dumneavoastră? Eu pe vremuri? Consider, sincer vorbind, că medicina legală trebuie să fie o vocație. Vocație. Deci, persoana trebuie cu tot din adinsul să-și dorească să devină un specialist în domeniul medicinii legale, pentru că este un domeniu diferit de alte domenii medicale. Separat este... complet, aș zice eu. Ba nu, oricum suntem medici, suntem formați în calitate de medici, doar că suntem instruiți cum să utilizăm cunoștințele noastre speciale în domeniul medicinii și medicinii legale pentru scopurile judiciare, pentru că asta este de fapt misiunea de bază a medicinii legale, dacă este să vorbim despre ea în calitate de știință. Sau scopul principal pentru care se dispune o expertiză judiciară medico-legală, pentru a explica anumite fapte, anumite fenomene, procese legate de corpul uman. Cum poate înțelege un om simplu noțiunea de medicină legală? Da, în primul rând este de subliniat faptul că medicina legală este o știință medicală, deci o ramură, un domeniu distinct al medicinii, dar cu competențe deosebite de alte sectoare ale medicinii, pentru că scopul, deci medicina legală este știința care are drept obiectiv de a asista actul justiției prin rezolvarea fenomenelor de natură medicală și biologică apărut în practica judiciară. Ca să fie clar, vreau să vin cu niște explicații. Deci, ori de câte ori, organul de urmărire penală investigează un caz de vizând o infracțiune privind sănătatea sau viața, ori integritatea corporală sau libertatea și inviolabilitatea sexuală a unei persoane, se confruntă cu anumite fenomene de natură medicală și biologică fără de rezolvarea cărora, a clarifica circumstanțele unui caz devine practic imposibil. Și atunci se face apel la medicină legală, implicit la una dintre acțiunile procesuale numite expertiza judiciară medico-legală, pentru a avea tălmăciri, pentru a avea explicații ale acestor fenomene, care de altfel reprezintă competența distinctă a medicinii legale în raport cu alte științe judiciare. Este o profesie de prestigiu astăzi? Spre regret, nu pot să răspund afirmativ, categoric afirmativ la această întrebare, pentru că astăzi puțini din absolvenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețanu optează pentru medicina legală, pentru că sectorul clinic devine mai atractiv grație condițiilor de muncă și a unei salarizări mai bune. Prin ce impresionează acest domeniu? Iată, pentru un tânăr sau pentru dumneavoastră atunci, cu mulți ani în urmă, ce v-a determinat și cum v-ați regăsit aici? Așa cum spuneam, trebuie să o vezi ca pe o vocație. Deci trebuie să te vezi în calitate de medic legist, ori
Studenții de la medicină, de la facultatea de medicină, fac neapărat obligator, fac acest curs de medicină legală, au posibilitatea inclusiv să vadă în detalii în ce constă activitatea medico-legală și respectiv să vadă dacă se regăsesc în acest domeniu, exact așa cum a fost cazul meu. Sunteți împăcat cu decizia dumneavoastră? Nu am regretat-o niciodată, pentru că și astăzi mă simt îndrăgostit de domeniul respectiv și astăzi vin la serviciu cu satisfacție, respectiv sunt mulțumit, satisfăcut de activitatea pe care o desfășor. Cum văd prietenii dumneavoastră sau oamenii din jurul dumneavoastră această profesie? Nu știu, care sunt cele mai frecvente întrebări care vi se adresează? Da, este într-adevăr un domeniu specific și mulți privesc, n-aș spune sceptic, dar privesc cu nedumerire cum o persoană ar putea să practice o asemenea meserie, dar este o meserie ca toate celelalte dacă te concentrezi pe atribuțiile, pe ceea ce ai de făcut. Pentru că atunci când ești focusat pe activitate, nu observi provocările zi de zi. Exact. Anumite chestiuni rămân în fundal, în plan secund. Am înțeles. Dar, nu știu, în cercul dumneavoastră de prieteni, au existat poate glume, poate, știți cum, cuvinte sau fraze sau noțiuni care, iată, priveați într-o parte și vă gândeați, de ce îmi dai această întrebare? Ei, de multe ori, spre regret, percepția societății în general în raport cu activitatea medico-legistă este de măcelari. Serios? Spre regret, asta este percepția populației, cu toate că nici pe departe nu este așa, pentru că corpul persoanei decedate este doar unul dintre obiectele de cercetare în domeniul medicinii legale, nu și unicul. Deci mai sunt expertize ce vizează persoanele în viață, cercetările de laborator, de exemplu, chiar spuneți-ne, în viața de zi cu zi, iată, în meseria dumneavoastră, care sunt direcțiile principale de activitate? Pe lângă studierea cadavrelor, să zic așa, atunci când este nevoie de X, Y sau Z, ce altceva intră în atribuțiile unui medic legist? În general, am menționat deja care sunt obiectele de cercetare medico-legală, pentru că de aici pornim și cu genurile de expertiză medico-legală. Mă refer la expertiza privind cadavrul și părțile acestea, expertiza privind persoana în viață, expertiza în baza actelor medicale și respectiv expertizele medico-legale de laborator. Evident, fiecare din specialiștii ce aparțin acestor genuri diferite de activitate medico-legală au atribuții separate. Până la urmă, atribuțiile sunt identice. Scopul pentru care se acționează este de a efectua investigații științifico-practice pentru aflarea adevărului. Pentru că expertiza medico-legală ca parte componentă a expertizelor judiciare are drept scop de a afla adevărul, fiind o acțiune procesuală, respectiv are exact aceleași scopuri pe care le are urmărirea penală în sine, adică aflarea adevărului. Și se reușește întotdeauna să se găsească adevărul? Sau există încă astăzi situații neclare, inclusiv pentru medicul legist, cel care cercetează propriu-zis? Nu vreau să fac polemică pe faptul subiectivismului adevărului, dar într-adevăr aveți dreptate, există cazuri când cercetarea nu dă rezultate clare, inclusiv nu poate fi stabilită cauza decesului unei persoane. În literatura medico-legală aceste cazuri au și o denumire specială, numite autopsiile albe. Deci autopsiile fără de un rezultat clar cu privire la cauza morții. Și cum se face? Iată, când există o astfel de situație? Bine, trebuie să înțelegem că dispunerea și efectuarea expertizei are loc în contextul urmăririi penale. Ea, mă refer la expertiza, la raportul de expertiză judiciară, este una dintre probe, dar nu unica probă.
Deci organul de urmărire penală acumulează un probatoriu întreg din care face parte și raportul de expertiză judiciară, dar nu este unica probă. Dar vi se întâmplă des să aveți în activitate de zi cu zi aceste forme de autopsie albe atunci când nu se află cauza? Ele sunt o excepție decât o regulă. De exemplu, iată, în experiența dumneavoastră, fără date, fără nimic, când s-a întâmplat? Bine, dificultăți apar în procesul examinării cadavrelor aflate în stare avansată de putrefacție. Dacă cauza morții nu este legată cumva de țesuturile ce au rămas încă intacte la momentul respectiv, atunci poate să rămână o enigmă. Deci, altfel vorbind, dacă cauza morții se ascunde undeva în organele care au fost supuse procesului de alterare, respectiv medicul devine incapabil să stabilească o cauză certă a morții. Există femei care practică această meserie, care sunt medici legiști. Care sunt medici legiști și care sunt medici legiști în devenire. Medici rezidenți, cum ar veni. Da, exact. Câți medici legiști avem la nivel de țară? Măcar o cifră aproximativă. Dacă ar fi să ținem cont și de acei experți medico-legali care activează în laboratoarele Centrului de Medicină Legală, atunci vorbim despre sub 90 de persoane. Sub 90. Inclusiv colegii din sectorul psihiatriei judiciare. Suficienți pentru toată țara? Nu, spre regret, sistemul de medicină legală se confruntă asemenea întregului sistem de sănătate cu insuficiența de cadre. De fapt, este și un proces recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății de migrație a cadrelor medicale spre vest, fapt care afectează și Republica Moldova atât în domeniul medicinii legale, cât și în general în domeniul medicinii. Medicinii propriu-zis, exact. În domeniul medical. Cât specialiști ar trebui să fie în țară, ca măcar minim ca și servicii, să reușim să acoperim necesarul populației noastre? Acum nu sunt pregătit să vă dau o cifră concretă, nu am documentat în această privință. Dar dacă ar fi să calculăm că la moment în 9 unități administrative teritoriale ale țării numite raioane, în care au activat secții medico-legale, la moment activitatea în aceste subdiviziuni este asistată, deci pornim calculele de aici. În afară de aceasta, și în subdiviziunile aflate în municipiul Chișinău, aici mă refer la subdiviziunile de tip național, deci cu statut național, în mare parte laboratoare, și aici există un deficit de cadre, dar nu atât de accentuat ca așa cum este în teritoriu. Unde lucrează un medic legist? Iată, propriu-zis, care sunt acele instituții, unități, da, locații unde la nevoie un medic legist poate fi găsit la nivel de raion, la nivel de Chișinău. Avem centrul de medicină legală. Da, la nivel central vorbim despre centrul de medicină legală, care este o instituție unică, de fapt, instituție unica. Publică în domeniul specializat în domeniul medicinii legale și psihiatriei judiciare. Această instituție are subdiviziuni teritoriale care sunt amplasate în unitățile administrative teritoriale, adică în spitalele, preponderent spitalele raionale din cadrul acestor unități administrative teritoriale. Și atât misiunea lor este tocmai de a oferi servicii medico-legale către populația și organele de drept din unitatea administrativ-teritorială respectivă. Medicul legist este egal cu un medic morfopatolog? Știu că există în anumite spitale, da? Specialiști, medici și ei, morfopatologi care au în atribuțiile dumnealor, iată, determinarea exactă a cauzei morții atunci când există o situație medicală, unde s-a ajuns la deces. Acum vin să vă întreb, sunt aceleași profesii sau sunt domenii total diferite? Nu, sunt domenii distincte. Deci, deși avem un obiect comun de cercetare, cum este corpul persoanei decedate, dar scopurile cercetării în sine sunt totalmente diferite.
Deci, scopul cercetării medico-legale este, așa cum spuneam anterior, de a asista actul de justiție. Și o expertiză medico-legală este dispusă întotdeauna în cadrul unui proces judiciar. Bine, avem și expertizele extrajudiciare, când expertize care sunt executate și la solicitarea unei persoane fizice sau juridice, dar totuși, dacă este să vorbim despre cazurile de deces care intră sub competența expertizei medico-legale, vorbim despre cazurile de moarte violentă. Adică decesul s-a revenit în circunstanțe precum accidente, precum omucidere sau suicid. Și trebuie asta să existe violență, să înțeleg. Violență sau cel puțin suspiciune. Exact. Sau neclaritate. Exact. Și atunci intervine medicul legist. Și atunci, de fapt, organele de drept inițiază un proces judiciar în cadrul căruia dispune efectuarea expertizei. Să deci, înțeleg că un om simplu nu vine la dumneavoastră pur și simplu și vă bate la ușă și vă zice: bună ziua, am nevoie de un medic legist. Este nevoie de o procedură a fi respectată astfel încât organele, nu știu, poliție, procuratură, vin să vă solicite ajutorul. Eu am menționat adineauri că expertiza poate fi efectuată atât în cadrul unui proces judiciar, cât și în afara acestuia. Deci orice persoană fizică sau juridică, în sensul legislației de procedură penală, este în drept de a depune o cerere în formă scrisă, prin care, în baza unui act de identitate, să solicite efectuarea unei expertize extrajudiciare. Întotdeauna... Dar în partea ce ține de medicii morfopatologi, ca să facem până la urmă distinția, deci medicii morfopatologi examinează exclusiv cazurile de deces intraspitalicesc, cu condiția că nu există suspiciuni de moarte violentă ori decesul nu este legat de anumite cauze violente și la fel cu condiția că nu există plângeri parvenite din partea rudelor referitoare la calitatea serviciilor medicale. Deci scopul autopsiei anatomopatologice este de a constata cauza morții și de a participa la îmbunătățirea procesului de diagnosticare din cadrul instituției medico-sanitare respective. Atunci când un medic legist vede pentru prima dată un cadavru, cu ce începe procedura propriu-zis? Cercetare, studiere, vizualizare, nu știu, ce caută un medic legist să vadă la un caz atunci când vede pentru prima dată persoana decedată în fața lui? Caută să vadă acel adevăr despre care tot vorbim. De exemplu, deci, nu știu, în practică. Există o procedură descrisă cu privire la modul de efectuare al expertizei medico-legale privind cadavrul. Cercetarea începe nu cu corpul persoanei decedate propriu-zise. Cercetarea începe cu studiul documentelor prezentate de către organele de urmărire penală. Vorbim în particular despre ordonanța prin care a fost dispusă expertiza medico-legală și în care regăsim circumstanțele cunoscute de către organele de urmărire penală la acel moment. Ce s-a întâmplat? Găsiți exact, în documente. Fabula. Așa, în afară de aceasta regăsim temerile, motivele pentru care este dispusă expertiza, obiectivele înaintate spre rezolvarea expertului judiciar. Dacă persoana a beneficiat de intervenții medicale până la momentul decesului, deci vorbim despre un deces intraspitalicesc, atunci cu corpul acestuia sunt prezentate și documentele medicale și atunci acestea tot trebuie să fie cercetate pentru că ele vor direcționa cercetările propriu-zise privind cadavrul, deci cercetările deja vor fi ghidate de anumite informații aflate din documentele medicale și doar după aceste etape urmează examinarea corpului persoanei decedate propriu-zise. Examinarea, cum se face? Îmi dau seama că pentru prima dată se vizualizează ceea ce se vede la exterior. Exact. Sunt două etape care alternează. Vorbim despre examenul extern, deci constatăm anumite modificări exterioare, după care urmează deja examenul intern ce vizează modificările, constatările la nivel de organe interne.
Dar vi s-a întâmplat situații în care în documentele medicale să fie, în documentele cu care s-a întâmplat să vină și în ordonanță și în tot, să existe anumite noțiuni, fapte, nu știu ce este propriu-zis, și ulterior când examinați cadavrul să vedeți că realitatea este cu totul alta? Da, noi vorbim în acest caz, probabil vă referiți dumneavoastră la divergențe. Divergențele de, inclusiv de diagnostic medical și medico-legal sau clinic și medico-legal. Da, asemenea cazuri există, mai mult ca atât ele servesc drept temei pentru a afla cauzele acestor divergențe, pentru ca să ajutăm comunitatea medicală să învețe din aceste eșecuri. În particular, anul curent a fost în cadrul Catedrei de Medicină Legală, a fost susținută o teză de doctor în științe medicale, care a avut o drept obiectiv să elucideze tocmai cauzele și condițiile apariției acestor divergențe de diagnostic clinic și medico-legal, în special în traumele mecanice, astfel încât rezultatele cercetării să servească drept platformă de evitare a unor asemenea situații în viitor. Deci, suntem în situația în care morții învață. Morții ne învață. Am înțeles, da? Poate să ne povestiți o situație sau cel studiat, iată, acum, scris de teză, în teză. Bine, teza... Vreau un pic în practic să ne explicați, iată, ce înseamnă divergența asta propriu-zis? Cu ce descriere a venit cadavrul și ce ați depistat și ați descris deja divergența și ulterior ce s-a făcut cu această expertiză și acest raport la nivel de instanțe de judecată? Păi, în primul rând, divergența presupune că a fost stabilit un diagnostic clinic, dar la cercetarea medico-legală a cadavrului nu s-a confirmat. Deci a fost constatat un alt proces decât cel care a fost diagnosticat intravitum, cât persoana era încă internată în staționar. În asemenea situație, evident, este întocmit raportul de expertiză medico-legală ca și în alte cazuri, care reflectă constatările realizate la autopsie și care se prezintă către organele de urmărire penală. Deci, utilizarea, interpretarea acestor informații de mai departe are loc de către organele de drept. Există diferențe dintre medicul legist pe care îl vedem în filmele americane atunci când există laboratoare mobile de criminalistică și medicul legist din Republica Moldova? Și da și nu. Ce să vă spun, eu am încercat de câteva ori să privesc filme respective, dar de fiecare dată am abandonat ideea, pentru că ceea ce este prezentat în filme, și nu e aparat americane, deci da, indiferent de producător, ceea ce vedem în filme nu corespunde nici pe departe realității, pentru că în filme nouă ni se prezintă un supererou, atot cunoscător, care printr-o simplă scanare vizuală poate să stabilească răspuns la orice întrebare este adresată de către organul de urmărire penală. În realitate, lucrurile stau mult mai complicat, deci este nevoie de multă perseverență în activitate pentru a obține un rezultat, pentru a afla acel adevăr despre care tot vorbim astăzi. Ori asta presupune nu doar examenul propriu-zis al corpului persoanei, fie vie, fie decedată, dar presupune și o serie de cele mai multe ori, și o serie de cercetări complementare, cercetări de laborator, care trebuie coroborate cu constatările făcute la examenul corpului persoanei, analizate în complex și doar după aceasta medicul legist este capabil să vină cu o concluzie obiectivă și veridică. De obicei, cât timp ia? Este vorba de ore, zile, săptămâni, luni? De la caz la caz, deci nu putem să unificăm, pentru că și obiectele de cercetare sunt diferite. Spre exemplu, examenul victimei în viața unei supraviețuitoare sau unui supraviețuitor a unui incident traumatic de violență fizică
durează câteva zeci de minute, deci de la 20 la 30 de minute în mediu, plus elaborarea raportului de expertiză medico-legală, deci în jur de 30 de minute, 40, raportul este deja finisat. Vorbim despre cele mai simple situații. Și cele mai complicate deja, mai ales cele ce vizează evaluarea calității serviciilor medicale, aceste expertize sunt considerate cele mai complicate și mai complexe din domeniul medicinii legale și necesită săptămâni și luni de analiză. Atunci când există o neclaritate cu privire la un act medical realizat, atunci când, iată, un pacient fiind în spital a intervenit decesul și rudele insistă pentru raport, lucrați de sine stătător sau este nevoie în multe situații să contactați echipa de medici, de exemplu, dintr-o instituție medicală X, Y sau Z și să discutați, să analizați împreună? Sau ce s-a întâmplat la nivel de spital rămâne la nivel de spital cu autopsie și concluzie și ceea ce face medicul legist rămâne la nivel de centru de medicină legală și este doar treaba procuraturii, a poliției, a instanțelor de judecată să vadă cele două rapoarte. La modul practic. În primul rând vreau să menționez că expertul judiciar nu are dreptul de a colecta de sine stătător informații. Deci comunicarea se face întotdeauna doar cu ordonatorul. Deci cu organul ce a dispus efectuarea expertizei judiciare, vorbim fie de organul de urmărire penal, fie de instanța de judecată. În afară de aceasta, da, sunt cazuri când medicii doresc să participe la autopsie pentru că și ei învață din această experiență, pentru că vor să cunoască dacă intervenția lor a fost de calitatea cuvenită și dacă au existat eșecuri care au fost cauza apariției lor, dar participarea lor la expertiză se efectuează exclusiv cu acordul organului de urmărire penală. Am înțeles. Un medic, de exemplu, care a efectuat o intervenție chirurgicală în urma căreia a survenit decesul, nu are voie pur și simplu să fie prezent la examinarea cadavrului ulterior, exact, la nivel de medicină legală. Vorbim deja despre procesul de urmărire penală, despre un proces judiciar care are regulile sale și respectiv doar organul de urmărire penală este cel care poate să permită participarea unor altor persoane terțe decât cele implicate în procesul de efectuare a expertizei. Vă impresionează astăzi încă ceva în această meserie? De bine sau de rău? De fapt, ceea ce m-a impresionat atunci când am făcut cunoștință cu medicina legală și mă impresionează și în continuare este faptul că fiecare caz pe care îl avem în cercetare este individual în felul său. Fiecare caz vine cu circumstanțele sale inedite, irepetabile și, da, trebuie să recunoaștem, avem și noi parte de pe locuri de așa numită rutină profesională, dar comparativ cu alte specialități medicale, rutină este mult mai puțin. Și în asta constă, de fapt, farmecul acestei meserii, să te confrunți de fiecare dată cu o nouă provocare. Una dintre atribuțiile sau un domeniu în care se solicită de multe ori suportul unui medic legist este violența. Ați menționat și dumneavoastră un pic mai devreme de ea. Violență fizică, da? Sexuală, de ce nu în același timp? Acum vin să vă întreb, ce este violența în bază de gen? Ce presupune? Ce ar trebui să înțeleagă un om, un urmăritor, iată, care ne urmărește în această clipă? Deci, de fapt, violența în bază de gen este o denumire generică. Ea cuprinde mai multe forme de violență. Oricum este definită ca fiind o violență îndreptată, o formă de violență îndreptată împotriva unei persoane
în baza apartenenței față de un anumit gen, deci pe motive legate de genul persoanei ce devine victimă deja, deci, sau supraviețuitoare a acestui incident traumatic. Sunt mai multe forme de violență care se încadrează sub această umbrelă generică, așa cum spuneam. Aici vorbim și despre violența domestică și despre violența sexuală și despre violența venită din partea partenerului intim și violența expresă, recunoscută ca violența față de femei în bază de gen. Astăzi, din ce spun studiile, practic 90% din victimele violenței sunt femei și fete. Este adevărat acest lucru? Da, spre regret, preponderent victimele violenței în bază de gen sunt femeile și fetele, pentru că la baza violenței în bază de gen, inclusiv a violenței în familie, stă inegalitate de putere. Inegalitate de putere, adică între femei și bărbați. Partenerul de viață, bărbații. Deci acest dezechilibru de putere, de fapt, este cauza pentru care vorbim astăzi despre violența în familie. Deci el stă la originile violenței în familie. O palmă peste față este violență? Sigur că este un act de violență. Este un act de violență fizică. Fizică. Ce mai este act de violență fizică? Și poate lăsa urmări. Ce este agresiunea fizică? De fapt, atunci când vorbim despre violența fizică, vorbim despre o formă de violență în care este aplicată forța fizică din partea unei persoane în raport cu o altă persoană și aici vorbim nu doar despre aplicarea de lovituri, pișcăturile, tot sunt o manifestare a violenței. Deci, orice intervenție mecanică poate să fie privită ca un act de violență fizică. Ce întâlniți cel mai des la femeile și fetele din Republica Moldova ca forma violenței atunci când examinați atât victima? Bine, sunt mai multe forme de violență în familie recunoscute de legea privind prevenirea și combaterea violenței în familie. De competența expertizei medico-legale este doar constatarea semnelor urmărilor violenței fizice și violenței sexuale. Nu avem competența în a demonstra consecințele violenței psihologice. Nu avem competența în a demonstra alte forme de violență, cum ar fi cea spirituală sau economică, care la fel sunt recunoscute în această lege. Chiar vroiam să vă întreb, atunci când se lasă urmări fizice, urmări la nivel de corp, acest lucru poate fi vizualizat. Exact. Atunci când există un abuz psihoemoțional din partea unui bărbat către o femeie, din partea unei rude către membru al familiei sau din partea partenerului de viață, concubinului față de femeie, în acest caz, cum se poate interveni astfel încât să fie demonstrată cu adevărat că acea persoană, acea femeie a suferit violență psihoemoțională? Am menționat astăzi că expertiza medico-legală nu are competența de a stabili consecințele unor traume psihice sau a abuzului, a violenței psihologice, ține deja de competența altor specialiști. Uh-huh. Competența noastră se rezumă la constatarea consecințelor violenței fizice și sexuale. Colaborați? Există echipe multidisciplinare? Iată, atunci când vorbim despre un caz, se întâmplă să cereți ajutor și dumneavoastră sau alți profesioniști din partea dumneavoastră? Într-adevăr, răspunsul pentru că acesta să fie eficient, și aici mă refer la răspunsul instituțiilor statului, trebuie să fie sub forma unei echipe. Trebuie să fie un răspuns interdisciplinar pentru ca victima să poată să beneficieze de întregul suport reișind din nevoile sale ce derivă din traumele suportate, atât cele fizice cât și de altă natură. Medicul legist, în corespundere cu o instrucțiune instituțională care a fost aprobată prin Ordinul Centrului de Medicină Legală în anul 2021, atunci când examinează un caz de violență în familie, are obligația pe final de intervenții să refere victima
către alți prestatori de servicii, servicii medicale și nemedicale, în funcție de necesitățile pe care le-a constatat la victima respectivă. Mi s-a întâmplat în practică să fie necesar la una și aceeași persoană să, în anumite, în diferite intervale de timp, să efectuați această expertiză medico-legală? Cât a fost odată bătută acea femeie? Vă referiți la abuzurile cronice, da? Probabil. Da, da. Sunt suficiente, spre regret. De ce se repetă ele? Pentru că, până la urmă, fie măsurile care au fost realizate nu au fost suficiente, fie că măsurile nu au fost întreprinse. Dar, nu știu, ca specialiști, ca profesioniști, acest lucru vă deranjează, vă nemulțumește, vă afectează sau vă străduiți întotdeauna să păstrați, iată, echidistanța, da, și să nu vă implicați emoțional în anumite cazuri? Bine, medicul legist, asemenea altor medici, trebuie să fie și el empatic. Dar suntem oameni. Exact. Și trebuie să compătimim suferința unui concetățean de-al nostru sau al unui seamăn de-al nostru. Cu toate că aici există anumite detalii pe care ar trebui să le cunoașteți, este că medicii legiști în timp dezvoltă o strategie de evitare a arderii profesionale și respectiv încearcă să se detașeze de toate aceste suferințe pe care le constatăm și în circumstanțele expuse în actele de dispunere a expertizelor medico-legale și în consecințele pe care le vedem pe corpurile persoanelor, mai ales cele decedate. Și atât aici există riscul să se ajungă la o extremă care ar duce la această pierdere de empatie sau a umanismului. Cum deseori oamenii zic că doctorii, de exemplu, da, în domeniul meu, doctorii sunt lipsiți de emoții, în realitate nu este așa, pur și nu este simplu. Așa. Este nevoie de un mecanism de apărare a eului propriu, astfel încât să poți activa în continuare și să reușești să păstrezi consecvență și logică în efectuarea propriu-zis a actului medical. Oricum, suntem oameni și multe momente din meseria noastră ne rămân în cap și în minte, chiar dacă trec ani și se mai așează, intervin memoriile, da? Se așează praful propriu-zis peste ele. Însă vă întreb despre anumite situații care totuși le țineți foarte bine minte, chiar dacă au trecut ani de la acel eveniment, acel caz, acea situație. Evident, există cazuri care ne marchează și pe care le reținem și peste ani de zile. Doriți anumite cazuri care care sunt și astăzi în memoria dumneavoastră? Ele sunt mai multe cazuri legate și de deces și de examinarea persoanelor decedate și de examinarea persoanelor în viață. Dacă tot vorbim despre violența în familie, atunci un caz care m-a marcat prin faptul că am fost capabil să stabilesc diagnosticul de fractură de mandibulă fără de investigație radiologică, nu din cauza că aș fi un supererou, ci din cauza că fractura era vizibilă cu ochiul neanarmat și trecea la nivel de mandibulă, separând incizivii din primii incizivi de pe mandibulă, astfel încât era și o divergență de nivel între, o diferență de nivel dintre dinți, diferență care dispărea odată cu mișcările, cu ridicarea sau coborârea mandibulei. De la ce? Violență în familie, așa cum am lovitură sau menționat. Cu obiect? Da, a fost lovită de către, cel puțin asta a afirmat inițial victima, că a fost lovită de către soț cu pumnii peste față și evident că aceasta nu era unica leziune, evident că erau și leziuni ce vizau țesuturile moi, deci echimoze, edem post-traumatic masiv cu deformarea fieții. Ceea ce m-a marcat este că ulterior victima și-a schimbat declarațiile.
cum adeseori se întâmplă, și a mărturisit, a declarat că a căzut. A căzut, s-a lovit. A căzut și s-a lovit cu fața de pragul casei. Asta a fost, de fapt, motivul pentru efectuarea unei expertize suplimentare, pentru că organul de urmărire penală a intrat în impas, având două circumstanțe totalmente diferite. Și asta a fost motivul când am aflat despre această schimbare de declarație. Și atunci declarație. A trebuit să demonstrați că nu poți de la o căzătură să fie da, o astfel de traumă. Am solicitat ofițerul de urmărire penală să efectueze cercetarea la fața locului și să descrie locul indicat de victimă, locul presupus al căderii, ca să utilizez această informație pentru a confirma sau a infirma această ipoteză a victimei. Până la urmă, coroborând toate informațiile între ele, am exclus categoric posibilitatea formării acelor leziuni ca rezultat al căderii din poziție verticală. Frecvent se întâmplă să vedeți victime ale violenței sexuale? Dacă ar fi să facem trimitere la Biroul Național de Statistică, anual sunt înregistrate în jur de 500 de cazuri. 500 de cazuri? Da. Adulți și copii deopotrivă? Exact. Dar nu putem să vorbim despre o pondere absolut egală. Evident, persoanele adulte prevalează în raport cu copiii. Ce înseamnă? În calitatea lor de victime. Ce înseamnă violență sexuală? Violență sexuală este egal cu viol? Violul este una dintre formele de violență sexuală, dar nu și unica. Există mai multe forme de violență sexuală. De fapt, aici trebuie să facem trimitere la prevederile articolelor 171-175 din Codul Penal, care incriminează aceste fapte, aceste infracțiuni privind viața sexuală a unei persoane. Și aceste articole vizează atât persoanele adulte, cât și sunt câteva articole ce vizează violența sexuală privind minorii. De ce este nevoie de un medic legist atunci când există violență sexuală? Iată, care este etapa la care vă implicați? Ce este nevoie să fie demonstrat? Ce informații furnizați ca profesioniști pentru organele de urmărire penală, dacă să mă adresez corect? Deci, intervenția medico-legală trebuie să aibă loc imediat sau cât mai curând posibil după raportarea unui caz de violență sexuală, pentru că scopul acestei intervenții este de a colecta cât mai multe probe sub formă de leziuni sau alte consecințe ale violenței fizice și sexuale, inclusiv probe de natură biologică, care vor demonstra, în primul rând, condițiile în care actul de violență a avut loc, vor permite încadrarea juridică a acestei fapte va permite organelor de urmărire penală să încadreze aceste fapte în prevederile codului penal. Dacă este să vorbim implicit despre cazurile de viol care predomină în Republica Moldova, structura acestor forme de violență, păi prin intervenția medico-legală poate fi probat penetrarea, o anumită formă de penetrare a victimei. La fel, datorită probelor biologice care pot fi colectate de pe corpul sau din cavitățile corpului victimei, poate fi demonstrat legătura dintre victimă și abuzator. În afară de aceasta, poate fi demonstrată legătura dintre victimă și anumite locuri în care abuzul s-a petrecut, cu condiția, evident, că în locul respectiv victima a lăsat careva urme de natură biologică, victima sau agresorul. Există flirt și există hărțuire sexuală. Care este limita dintre cele două și cum poate fi diferențiată? Da? Pentru că atunci, de exemplu, când un bărbat face avansuri unei femei, uneori acele avansuri pot fi considerate flirt, că i-am fost dragă, de exemplu,
și alte, și de cealaltă parte poate fi considerată în același timp și o formă de hărțuire. Iată cum se știe, cum ar trebui delimitate cele două. Da, există și această formă de violență sexuală numită hărțuire sexuală, ea este incriminată în articolul 173 cod penal. Deci, diferența în general dintre activitățile de natură sexuală acceptate de societate și neacceptate au la bază un singur element, consimțământul. Consimțământul valid, exprimat de către persoană. Verbal. Dacă atunci... o activitate de natură sexuală are la bază un consimțământ valid, atunci această activitate este acceptată. Dacă nu, atunci ea devine un abuz, respectiv o faptă ilegală. Un abuz. Hărțuire este, propriu zis. Inclusiv. Și consimțământul, ați întrebat, el poate fi manifestat atât verbal cât și non-verbal. Verbal și non-verbal. La mod practic, verbal îmi dau seama că este vorba despre un da. Printr-o comunicare. Printr-o comunicare verbală dintre doi potențiali parteneri. Se întâmplă... Non-verbal vorbim despre comportamentul, despre limbajul corpului propriu zis, prin gesturi, mișcări și tot așa. Dar acesta trebuie să fie privit cu, interpretat cu atenție, pentru că ar putea să fie în anumite situații greșit interpretat. Asta vreau să vă întreb. Știți, de multe ori eu cunosc încă din adolescență, să zic așa, uneori un nu poate fi privit ca nu, dar în același timp acel nu poate fi interpretat ca un da cu mai puțină convingere, da? De fapt, ceea ce spuneți dumneavoastră este un stereotip, un mit prezent în orice societate și în societatea noastră, precum că dacă o femeie spune nu, de fapt ar spune da, ar considera da. Este o abordare foarte periculoasă pentru că poate să ducă atât la un abuz și respectiv victimizarea unei persoane, cât și în cazul în care are loc acest abuz, abuzatorul la rândul său poate fi privit în calitate de o victimă acestei percepții greșite. Dar asta nu scuză acțiunile sale, el rămâne oricum abuzator, dar am putea să-l privim ca victimă a unei interpretări greșite, necorespunzătoare, referitoare la consimțământul unei persoane. Și dacă persoana care își dă consimțământul totuși este minoră, cum se face atunci? Este acela un, de exemplu, este un act sexual înaintea împlinirii vârstei de 16 ani. 16 ani. Și chiar dacă minora, de până la 16 ani, a fost de acord cu acel act sexual, el se consideră abuz sau se consideră consimțământ? Depinde. În primul rând, trebuie să remarcăm faptul că în legislația națională vârsta de consimțire pentru o relație de natură sexuală este de 16 ani. În general, pentru ca o persoană să fie aptă pentru a consimți, aceasta trebuie să întâlnească câteva elemente. În primul rând, trebuie să fie o persoană cu vârstă de peste... câteva condiții, pardon. Trebuie să fie o persoană cu vârstă de peste 16 ani și trebuie să aibă discernământul neafectat. Deci dacă aceste două condiții sunt întrunite, atunci consimțământul exprimat de către persoană este valid. Evident, trebuie să ținem cont și de faptul că acest consimțământ trebuie să fie unul benevol exprimat, nu trebuie să fie forțat, obținut prin șantaj sau prin alte constrângeri. Exact. Dacă un minor sau o minoră cu vârsta sub 16 ani își exprimă acordul pentru o relație de natură sexuală și partenerul său este la fel un minor de o vârstă apropiată, atunci codul penal nu privește aceasta în calitate de o infracțiune. O infracțiune devine atunci când există diferență dintre gradul de dezvoltare și vârsta acestor parteneri. Spre exemplu, o persoană adultă versus un bărbat cu vârsta de peste 16 ani în raport cu o minoră cu vârsta sub 16 ani. Sub 16 ani.
Aici deja mai intervine răspunderea pentru raport cu un minor cu vârsta sub 16 ani. Dar atunci când, de exemplu, este o persoană care are, nu știu, dereglări mentale sau tulburări de personalitate, iată, vorbim despre o categorie foarte vulnerabilă de persoane, ele există, ele sunt, pentru că fusese cu ceva în urmă o situație de loc ușoară, iată, cu implicarea unor persoane cu diferite grad, da, de afectare, de afectare mentală, dizabilitate psihică, uh-huh. Da, da. În această situație, iată, cât de... Dacă persoana cu tulburări psihice a pierdut discernământul, atunci consimțământul său nu este valid. Nu este valid. Nu este valid. Chiar dacă îl dă. Chiar dacă îl oferă, acest consimțământ nu este valid, pentru că persoana nu este conștientă de consecințele, de efectele acestui consimțământ, datorită dizabilității. Dar, așa cum spuneam, cu condiția că această persoană nu are discernământ la momentul oferirii acelui consimțământ. În momentul în care au existat, nu știu, în timpul hărțuirii sexuale, au existat atingeri, doar atingeri, fără a lăsa leziuni vizibile, iată, pe care să le poată interpreta un medic legist. Acestea pot fi cumva demonstrate ulterior că au existat? Sau doar prin intermediul, dacă este să vorbim despre expertiza medico-legală, aceste atingeri ar putea să fie demonstrate doar cu condiția că ele au lăsat ceva urmări de natură fizică. Fie vorbim despre leziuni, fie, de ce nu, dacă vorbim despre atingerile dintre organele genitale, atunci respectiv eventual contaminări cu infecții cu transmitere sexuală. Eu am avut un caz mai mulți ani în urmă, cazul unei copile de 3-4 ani care a fost lăsată pentru câteva minute, pare mi se un 20-30 de minute, a fost lăsată de către mama sa în grija vecinului de plus minus 20 de ani. Vecin care părea o persoană de încredere, dat fiindcă a crescut în ochii acelei familii. Deci mama a plecat până la magazin și a lăsat copilul în grija vecinului. A revenit, nu a observat ceva comportamente stranii la fetiță, după care peste câteva zile a constatat eliminări specifice din fanta genitală. A mers cu copilul la medic, care m-a diagnosticat până la urmă gonoreie. Am examinat acea copilă, deci semne de penetrare nu au fost constatate și o penetrare fără semne nu era posibilă. Nu-i deci posibilă. Nu era posibil, dat fiind diferența de vârstă dintre abuzator și victimă, dar unicul indicator de contact dintre organele genitale ale abuzatorului și victimei a fost contaminarea, pentru că în cadrul expertizei ce l-a vizat deja pe acel bănuit în comiterea acestei fapte, s-a constatat că acesta era contaminat. Recent, cu o echipă de profesioniști, ați muncit la un protocol clinic standardizat cu privire la managementul cazurilor de viol. L-am citit amplu, descriptiv. De ce a fost nevoie de crearea unui astfel de document, iată, la nivel de țară, și prin ce ajută un astfel de act pentru toată comunitatea, da, de profesioniști din domeniul acordării ajutorului propriu-zis în cazurile de abuz sexual și violență sexuală? În general, orice standard sau orice standard de bună practică, orice ghid, protocol, numiți-l cum doriți, este necesar, lucru recomandat și de Organizația Mondială a Sănătății, pentru că, pe de o parte, el standardizează intervenția medicului, o facilitează, întrucât medicul știe ce se așteaptă de la el, ce pași trebuie să-i respecte, care este algoritmul de intervenție. Pe de altă parte, asemenea standarde sunt benefice și pentru pacienți, pentru că aceștia beneficiază de întregul spectru de servicii medicale fără de discriminare. Deci un standard asigură și o calitate corespunzătoare a actului medical. Asta este în partea ce ține de beneficiul existenței unor asemenea protocoale.
Până în 2021, noi ca țară nu am avut, ca sistem al sănătății, nu am avut un protocol de acest gen care să reglementeze algoritmul intervenției diferitor specialiști la cazurile de violență sexuală, ori acest protocol se adresează atât sectorului clinic cât și sectorului medico-legal, deci se adresează medicilor ginecologi, medicilor pediatri, medicilor de familie, medicului legist de asemenea. Deci acest protocol reprezintă un standard care explică toate etapele de acordare a asistenței medicale și de intervenție medico-legală într-un caz de viol și alte forme de violență sexuală. Ceea ce este de remarcat este că acest standard întrunește cerințele internaționale. Deci acest protocol întrunește standardele, cerințele standardelor internaționale, în speță vorbind despre aceeași Organizație Mondială a Sănătății. Deci este un protocol menit să asigure o calitate adecvată a intervenției cu respectarea tuturor nivoilor și drepturilor supraviețuitoarelor violului sau altor forme de violență sexuală. Până la... Și este necesar pentru că în caz contrar, victima poate să fie privată de serviciile medicale necesare, care diferă de serviciile acordate în alte situații. Deci victimele sau supraviețuitoarele violului sau altor forme de violență sexuală au nevoie deosebite decât alți pacienți. Prin ce? Iată, vreau la modul practic. În momentul în care, pentru că am auzit la știri, nu puține sunt situațiile în care intervine un viol și în mare parte se vorbește mult la televizor și nu se știe munca din spate, să zic așa. Este un caz deosebit. Atunci, mai ales, dar în general, violul propriu-zis este un caz deosebit. Ce se face? Cum ar trebui să se facă? Iată, la nivel de sistem, la nivel de, dincolo de titlul știrilor pe care îl citim. În momentul în care se solicită ajutor, această victimă, această femeie, părinții unui copil, solicită ajutor, ce se face ulterior, pas cu pas? În primul rând, există mai multe puncte de intrare ale victimelor în sistemul instituțiilor statului, dar cele mai frecvente cazuri, victimele apelează față de organele poliției, dar nu sunt singurii specialiști care primii intră în contact cu victimele violenței sexuale, dat fiind specificul acestei forme de violență. Victima supraviețuitorul poate solicita servicii medicale, ca exemplu poate să se adreseze la o instituție medico-sanitară de tip staționar, la unitatea de primire urgente, sau poate să se adreseze la medicul de familie, nu neapărat să reclame cazul de violență sexuală, să se adreseze pe alte motive legate de sănătate, care la fel sunt consecințe ale abuzului sexual. Cum a fost în cazul pe care ne l-ați relatat mai devreme, când mama a văzut anumite eliminări la nivel de organe genitale la copilă și a mers cu ea la medic să vadă ce este, neștiind de situație propriu-zis. La fel, victimele pot solicita asistența medicală prin intermediul Serviciului Unic de Apeluri 112 sau se pot adresa, deci pot fi cazurile descoperite prin adresare la autoritățile publice locale, spre exemplu asistenții sociali, sau sunt cazuri care sunt developate prin adresarea victimii la profesori, educatori și mai departe, deci în condiții de școală sau în condiții de școală, cazul poate fi constatat. Deci puncte de intrare sunt multiple. În toate cazurile, cu excepția primului punct de intrare, orice profesionist, mai ales în cazul copiilor, intră în posesia unei informații legate de victima unui abuz sexual, are obligația de a sesiza organele poliției. În general, este recomandabil ca victimele din start să se adreseze la organele poliției pentru ca abuzul să fie investigat încă pe urme fierbinți. Pentru că cu cât mai mult timp trece de la momentul reclamării cazului, sau mai bine de la momentul consumării abuzului și până la momentul intervențiilor specializate, cu atât mai puține probe rămân.
Deci intervenția trebuie să fie cât mai promptă, ori acesta este unul dintre principiile de intervenție în cazurile de violență sexuală pentru a conserva acele probe ce pot încă fi constatate, necesare pentru probarea actului de violență sexuală. În afară de aceasta, un alt principiu foarte important care trebuie să fie respectat în procesul intervenției și care este reglementat și în protocolul clinic standardizat, managementul clinic al cazurilor de viol, este intervenția promptă nu doar a medicului legist, dar și a medicului ginecolog. Deci intervenția trebuie să fie în calitate de echipă combinată. Ori acest lucru, în primul rând, va exclude un interviu în plus și o condiție de retraumatizare a victimei. Ceea ce relatează victima aude și medicul legist și medicul ginecolog. Exact. În al doilea rând, în același timp și moment, sunt gestionate toate nevoile medicale ale victimei. Pe de o parte sunt gestionate aspectele clinice, deci intervenția medicală oferită de către medicul ginecolog. Pe de altă parte sunt gestionate aspectele medico-legale, deci cele legate de documentarea consecințelor, documentarea leziunilor, colectarea probelor necesare. Ori asta este unul dintre principiile care stă la baza intervenției reglementate de Organizația Mondială a Sănătății, care spune că primează nevoile, necesitățile medicale ale victimei în raport cu alte servicii, chiar și serviciile medico-legale sunt privite de OMS ca fiind secundar serviciilor medicale de urgență, inclusiv serviciilor comprehensive, care cuprind prevenirea sarcinilor nedorite, prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, HIV, hepatite, tetanus, etc. Și de aceea, ideal, spune OMS, este ca intervenția să aibă loc concomitent. Deci intervenția medicală concomitent cu intervenția medico-legală. Astăzi se reușește astfel să fie acordat ajutor unei victime a violenței sexuale? Astăzi acest standard este înscris în protocolul clinic standardizat, managementul clinic al cazurilor de viol, dar nu numai în acest act normativ. Acest principiu se regăsește și în alte acte normative care au apărut oarecum și chiar recent. Aici mă refer la hotărârea de guvern 223 din 19 aprilie curent, deci 19 aprilie 2023, prin care a fost aprobată instrucțiunea și metodologie de intervenție a echipii, de lucru a echipii de intervenție în cazurile de violență sexuală și care la fel pune accentul pe necesitățile medicale cu cele medico-legale. Deci și aici avem reglementat un tandem dintre medicul ginecolog și medicul legist. Dar astea nu sunt unicele nevoi pe care le are o victimă a violenței sexuale, sunt și cele de natură psihologică care trebuie gestionate. De ce recomandabilă este ca intervenția să aibă loc în centre specializate. Și astăzi unde avem le avem deja, în prezent? Unde? Da, astăzi deja avem câteva centre specializate atât pentru copii cât și pentru adulți. În primul rând, acum câțiva ani în urmă a fost fondat un centru. În 2019, pornim de aici, a fost aprobată o hotărâre de guvern prin care s-a aprobat instrucțiunea privind funcționarea unor centre regionale pentru asistența copiilor victime sau copiilor martori. Și un prim centru de acest fel de tip Barnahus, asta este denumirea lui generică, a fost deschis la Bălți, deci acesta și-a deschis ușile, a început să funcționeze în anul trecut și a fost de fapt o primă rândunică în această privință. În anul curent, în cadrul unui proiect, am mai discutat acest aspect în vara acestui an, la Ungheni a fost deschis un serviciu regional integrat pentru victimele violenței sexuale. Deci, la moment acesta se află la etapa de pilotare care va dura 2 ani. Pilotarea este gestionată, este
coordonată. Da, coordonată de UN Women, care a și implementat acest proiect de fondare a acestui serviciu regional în parteneriat cu Uniunea Europeană. Deci a fost un proiect grandios pentru țara noastră. Și recent, în octombrie, a fost deschis și Centrul de Justiție Familială al Poliției aici, în municipiul Chișinău, în care vor beneficia de o intervenție multidisciplinară atât victimele violenței în familie, cât și victimele violenței sexuale. Sexuale. Ați menționat un pic mai devreme că este foarte important timpul în care victima, persoana care a fost supusă abuzului, ajunge la cineva dintre reprezentanții autorităților. De ce este important acest timp și adresarea să fie cât mai repede la medic, asistent medical, profesor, educator, primar și alți specialiști care pot cu adevărat să ofere suportul, tot suportul necesar? Pentru că timpul lucrează împotriva probelor. Probele ce pot fi obținute prin examinarea corpului victimei sub formă de leziuni sau de probe biologice au tendință să dispară. Deci leziunile, în special cele superficiale, cele care nu necesită îngrijiri medicale, tind să dispară în timp destul de rapid. Este vorba de ordinul zilelor, 10-14 până la 21 de zile, până la 3 săptămâni. În afară de aceasta, și probele biologice, adică acele urme care provin potențial de la abuzator, la fel dispar în timp. De aceea, vorbim despre un principiu al promptitudinii, deci o intervenție care nu acceptă niciun fel de ezitare. De exemplu, în momentul în care a avut loc un act sexual și există spermă la nivel de organe genitale feminine, în cât timp aceasta dispare, să zicem? Adică, ca să putem demonstra propriu-zis că s-a întâmplat, în cât timp victima ar trebui să se adreseze după ajutor? De la producerea abuzului. Da, am înțeles întrebarea. Vorbim despre 7 zile. 7 zile. Deci, în decurs de 7 zile de la momentul abuzului, de la momentul penetrării, urmele de spermă încă mai pot fi detectate. După 7 zile este irațională colectarea lor în general. Ele se distrug. Ele dispar. Dispar în mod firesc. Momentul Dar în care... acesta este cel mai mare termen, pentru că dacă vorbim despre alte forme de penetrare, atunci termenul se reduce destul de semnificativ. Spre exemplu, în cazul penetrării anale, vorbim despre posibilitatea de identificare a urmelor până la momentul primii defecări. Iar în cazul penetrării orale, vorbim despre ordinul orelor. Deci colectarea se face până la 12 ore, deși practic arată că după 3 ore probabilitatea de a constata careva urme de spermă este deja mult redusă, practic egală cu zero. Evident, un abuz sexual, un viol, lasă traume emoționale și psihologice la fel de mari sau poate și mai mari decât cele fizice. Cum este de obicei o persoană care a fost supusă unui viol? Vorbim despre o tânără, o femeie, un copil. Iată, din cazurile pe care le-ați văzut, când le vedeți pentru prima dată pe aceste victime, cum sunt ele, ca și, nu știu, ca și descriere, ca și comportament, ca și gesturi, limbaj, vorbesc, nu vorbesc, povestesc, sau mai, din contra, sunt tăcute, închise, anxioase? Reacția este diferită de la persoană la persoană, de la persoane care se închid în sine, deci de la o inhibiție totală până la inclusiv cazuri de agresivitate. Dar trebuie să ținem cont de faptul că astea sunt toate manifestările traumei psihice suportate de către victimă. Mai mult de atât, în unele situații victimele nu sunt capabile să reproducă incidentul din punct de vedere cronologic. Și profesioniștii necunoscători, nepregătiți, neinstruiți ar putea să tindă să interpreteze această situație ca fiind niște declarații false.
ca fiind chestiuni pe care victima le inventează pe loc, întrucâtea nu respectă cronologia evenimentului. Ea ține minte frânturi și relatează frânturi Dar din ce s-a întâmplat. Există o explicație, deci explicația rezidă în reacția neurofiziologică la trauma psihică suportată. Studiile realizate în acest domeniu au arătat că victima devine capabilă să reproducă oarecum evenimentele din punct de vedere cronologic după un somn și cel mai bine le poate reproduce peste 72 de ore. Câteva zile. Exact. Se ține legătura cu victima? Iată, odată ce a fost făcut examinarea sau expertiza medico-legală, a fost văzută de medicul ginecolog care a dat toate recomandările de rigoare, a început să lucreze cu psihologul pentru a prelucra, da, și pentru a cunoaște, pentru a face față, da, să zic așa, traumei propriu-zis. Ce se face ulterior? Instanța de judecată? Da, există proceduri judiciare. Raportul de expertiză este, după finisarea acestuia, este transmis către organul ce a dispus efectuarea expertizei. Dar conform procedurilor, conform acelui protocol clinic standardizat, medicul ginecolog, medicul legist au obligația ca în cazul violenței în familie să refere victima către alți prestatori de servicii, inclusiv de servicii de natură psihologică. Vi s-a întâmplat să fiți solicitat în instanța de judecată pentru a explica verbal, cu prezență fizică, fiind acolo, un anumit raport sau o anumită expertiză medico-legală? Și cât de des se întâmplă unui medic legist să meargă în instanța de judecată cu declarații și prezență fizică? Da, este o parte componentă a rutinii profesionale. Se întâmplă adeseori ca medicul legist să fie invitat în instanța de judecată, de regulă pentru a face anumite precizări sau clarificări pe marginea concluziilor elaborate de către acesta. Frecvent? Nu am să pot aduce acum o cifră, pentru că depinde de la caz, de la expert la expert. Fiecare și are practica proprie. Dar vi s-a întâmplat să asistați și să documentați un caz de viol marital, adică un viol în cadrul căsniciei? Da, și prin ce este el particular, da, să zic așa, ce caracteristici de obicei se întâmplă să existe atunci când există un viol marital? Da, violul conjugal este recunoscut ca, la fel ca un abuz, ca un viol, este incriminat și în articolul 171 din Codul Penal al Republicii Moldova în calitate de la fel de viol. De ce? Pentru că noi astăzi am discutat despre consimțământ și valoarea lui în diferențierea unei relații acceptabile, relații sexuale acceptabile de un abuz de natură sexuală. Păi, în cazul infracțiunii de viol nu contează statutul social al persoanelor implicate în această relație sexuală. Pot să fie persoane străine, pot să fie persoane din mediul victimei, poate să fie inclusiv partenerul de viață al victimei, nu contează. Atâta timp cât actul sexual sau relația de natură sexuală s-a consumat fără de consimțământul victimei sau în baza unui consimțământ viciat, aceasta reprezintă un abuz și respectiv este taxat în calitate de viol și de legislația națională. Reușește astăzi țara noastră să ofere protecție, siguranță, confidențialitate victimelor violenței sexuale? Ca și servicii, reușim ca și profesioniști, iată, să ajutăm întru totul această persoană, inclusiv să poată reveni la viața lui normală ulterior? Da, evident, victimele violenței sexuale au nevoie de reabilitare, în special reabilitare psihologică și psihologii recomandă două tipuri de intervenții. Intervenția de criză, necesară pentru a stabiliza starea psihică a persoanei, dar neapărat trebuie să urmeze și reabilitarea ei din punct de vedere psihologic, proces care este mai de durată. Partea ce ține de careva particularități ale violului conjugal, violul conjugal nu are particularități. Este același
același act sexual realizat printr-o anumită formă de penetrare neconsensuală. Chiar dacă există un certificat de căsătorie. Chiar dacă există un certificat de căsătorie, certificatul de căsătorie nu este un acord valabil pentru... Și nu este un document care atestă consimțământul propriu-zis. Exact, exact. Consimțământul trebuie să fie obținut înainte de orice activitate de natură sexuală. De orice nouă activitate. Ați întâlnit cazuri în care băieții sunt victime ale violenței sexuale? Băieții, bărbații. Da. Ei, la fel, pot fi victime și sunt victime ale violenței sexuale. Mai frecvent înregistrăm cazuri legate de copii decât de bărbați, dar și aici lucrurile sunt explicabile. Ori, dacă o victimă femeie, o supraviețuitoare, se confruntă cu stigma venită din partea societății, se confruntă cu rușinea, cu jena, cu învinovățirea pentru experiența care i s-a întâmplat, păi bărbații abuzați sexual trec prin experiențe mult mai dificile din această perspectivă. De aceea, probabilitatea ca un bărbat să reclame un caz de abuz sexual este foarte redusă. Foarte redusă. Exact. Este mică. Da, da. Ca și medic legist, ca și expert judiciar, există aspecte în domeniul nostru de activitate care astăzi încă trebuiesc îmbunătățite. Aspecte care încă, dumneavoastră analizându-le, da dor pentru societatea noastră, pentru comunitatea de medici legiști, care ar fi acestea? Sistemul, deci serviciul de medicină legală se confruntă cu o serie de probleme. Dacă ar fi să mă rezum la cele mai importante dintre probleme, asta ar fi salarizarea neconformă investiției profesionale, pentru că noi nu vorbim doar despre o formare inițială a unui specialist în domeniu. Orice medic trebuie să își îmbunătățească, să își continuă perfecționeze cunoștințele teoretice și abilitățile practice. La acest capitol îmbucurător este că recent a fost modificată legea cu privire la salarizarea în sectorul bugetar și autoritățile au asigurat creșterea salariului medicilor legiști, în general a angajaților Centrului de Medicină Legală, și în această privință, sincer vă spun, am auzit doar cuvinte de recunoștință venite din partea colectivului, dar această majorare trebuie să fie privită ca doar o primă. Exact, treaptă, asta vreau să vă întreb. Este suficientă, credeți, astăzi această majorare? Eu am să vă răspund prin a vă oferi un exemplu. Nu o să mergem tare mult la vest, vom trece doar Prutul și vom vedea care este remunerarea în România. În primul rând, salariul în domeniul medicinii legale este cel mai înalt din întregul sectorul sănătății. În România? În România. Deci, cel mai înalt salariu are un medic legist, apoi urmează specialiștii... Dar să mă spui, concurența este mare. Da, exact, exact. Și dorința de a deveni medic legist. Motivația. Motivația. Inclusiv cea financiară. După care urmează salariile urgentiștilor și a medicilor chirurgi. Acum, cu această majorare, salariul medicului legist s-a apropiat de cel al medicului clinician doar. Și dacă tot v-am promis niște cifre, atunci un rezident de la anii începători, medic rezident în România, de la anii începători, ridică o bursă de în medie, evident, ea variază de la specialitate la specialitate și iarăși medicina legală este în top la capitolul valoarea bursei. Deci în mediu variază în jur de 1000 de, echivalentul a 1000 de euro. La absolvire, în ultimii ani deja, prin mergători absolvirii, medicul rezident ridică un salariu echivalent a până la 1800 de euro. Un medic deja primar, un medic practician în România, ridică un salariu echivalent a 3-4 mii de euro deja de la specialitate la specialitate,
dar, așa cum am spus, în top este salariul medicului regist. De ce România a fost nevoită să facă această schimbare de remunerare financiară? Din ceea ce cunosc eu, această schimbare a vizat întregul sistem al sănătății. Evident că România, ca și alte țări, s-a confruntat cu exodul masiv al profesioniștilor din domeniul sănătății și a trebuit să întreprindă măsuri pentru a-l stopa, pentru a asigura totuși țara cu cadre medicale suficiente, necesare pentru a... Și îmi dau seama că a reușit. Pentru că acolo unde există recunoaștere și remunerare adecvată, automat există motivație pentru a intra în domeniu. Situația s-a îmbunătățit din ceea ce cunosc eu, dar actualmente România oricum se confruntă cu un deficit de cadre medicale. Dar chiar dacă pleacă spre vest. Exact, chiar dacă are loc această migrație spre vest, chiar și țările din Europa de vest oricum se confruntă cu insuficiența de cadre medicale. Această meserie v-a schimbat felul în care priviți viața? Devin lucrurile simple, nu știu, mai prețuite după ce încheiați ușa cabinetului? Da, o întrebare filozofică. Da, sigur că da, pentru că atunci când te confrunți frecvent cu moartea, evident că, sau cu traumele suferite, cu suferințele în general victimilor, sigur, persoanelor supuse expertizii. Sigur, nimeni de plăcere nu ajunge la un medic legist. Respectiv, începe a privi lucrurile un pic altfel și vezi viața ca pe un har divin, ca pe un dar divin, care trebuie trăit. Moartea, cum o vedeți astăzi? Ca ceva inevitabil. Noi medici suntem mai pragmatici în această privință, lucrurile le privim mult mai simple, dar tocmai faptul că aceasta poate să intervină în orice moment al vieții unei persoane, începând cu nașterea și terminând cu, deci de la naștere și terminând cu orice altă vârstă, a unei persoane, indiferent de statutul său social, indiferent de veniturile sale și alte aspecte, asta te face să prețuiești mai mult viața. Este medicina legală o profesie cu sânge rece? Iată, este nevoie de tărie, de caracter? Eu aș spune că în orice domeniu al medicinii este nevoie de sânge rece. Deci medicul trebuie să ia decizii la rece. Care este cel mai mare risc al acestei profesii? De fapt, este o meserie destul de complicată și realizată în condiții nocive. Deci riscurile sunt multe, începând cu aceleași toxine cu care suntem în substanțe toxice, cu care suntem în contact, aceleași substanțe eliminate de corpul în proces de putrefacție, cum ar fi pudrescina, cadaverina, cu care suntem în contact atunci când efectuăm expertizele privind persoanele decedate, continuând cu tot felul de reactivi, care la fel, pentru că aici nu mă refer doar la segmentul medico-legal general, mă refer și la colegii din laboratoare care și ei intră în contact cu tot felul de reactivi, reagenți chimici și terminând cu riscuri precum contaminări, infecții, contaminări tot cu, felul exact, de infecții. Hepatite virale, tuberculoză, HIV, etc. Să nu plecăm departe, existase o perioadă în timpul pandemiei COVID-19 unde nu se permitea o persoană care a suferit propriu zis de această infecție să-i se facă autopsie, pur și simplu. Da, au fost stopate autopsiile anatomopatologice, nu și cele medico-legale. Nu și cele medico-legale. Medico-legale au fost executate pentru că erau necesare în virtutea constatării cauzei morții. Pentru că vorbim iarăși despre competența distinctă a medicinii legale, care se rezumă la cazurile de moarte violentă. Moldova, deci autopsia în asemenea cazuri este una obligatorie, indiferent suntem în COVID sau nu. Moldova nu are o lege a malpraxisului. Vin acum să vă întreb dacă credeți, din punctul dumneavoastră de vedere, că aceasta este necesară sau nu.
Da, este un subiect intens discutat în comunitatea medicală. Au fost și tentative de a elabora asemenea lege. Eu cunosc trei tentative. Legea este necesară. Este necesară pentru că este un instrument de protecție a medicului. Ori dacă ar fi să vedem comparativ experiența avansată a țărilor din Uniunea Europeană, din Europa de Vest, respectiv un medic nu poate fi admis să-și exercite meseria dacă nu este asigurat de eventualitatea apariției unui caz de malpraxis medical. Deci, revin cu exemplul României, medicul este întâi asigurat de eventualitatea unui caz de malpraxis, exact așa cum este, își asigură o persoană locuință sau își asigură un mijloc de transport sau își asigură viața sau sănătatea de anumite traumatisme, etc. Exact așa un medic este asigurat pentru eventuale cazuri de malpraxis, după care deja este admis în activitate. Se discută despre această lege a malpraxisului? Nu știu, există, dacă cunoașteți dumneavoastră personal situații, nu știu, există un grup, iată, de profesioniști adunați să discute sau nimic? În cadrul Parlamentului este un grup de lucru care a pregătit deja un proiect de modificare a câtorva legi, vorbim despre legea ocrotirii sănătății, legea privind drepturile și responsabilitățile pacientului și legea privind exercitarea profesiunii de medic, grup din care fac parte și eu, este un început. Deci este un început de ajustare a legislației sanitare naționale la standardele europene. Încercăm să aliniem cât mai mult legislația națională la aceste standarde și legea cu privire la malpraxis tot este discutată, dar ea este mult mai complexă. Deci este nevoie de... ce? De ce este complexă? Pentru că nu se discută de azi sau de ieri. Există deja ani buni în care se discută despre necesitatea acestei legi în Republica Moldova. Se discută, ea este necesară și sunt sigur că până la urmă se va reuși să fie elaborată, pentru că altfel medicii sunt absolut neprotejați. Ori malpraxisul medical există, el există în orice țară. Noi nu suntem o excepție, nu suntem o oază în această privință și dacă în alte țări, în țările europene, un medic ce a comis o greșeală medicală este protejat în sensul că compania de asigurări este cea care suportă cheltuielile de despăgubire a pacientului, păi în Republica Moldova medicul rămâne pe cont propriu. Este o problemă mare. Exact. O curiozitate personală. Vi s-a întâmplat să cercetați, să documentați și să studiați un caz de pruncucidere în experiența dumneavoastră? Nu numai că am examinat, dar și teza mea de doctor în știință a inclus și cazurile de pruncucidere, pentru că a fost axată pe violența fizică, vizând copiii și adolescenții, pruncii nou-născuți fiind și ei o categorie aparte a cercetării. Există, da, situații. Există, da. Chiar da. Dacă despre ele mai puțin se vorbește. Nu sunt atât de frecvente ca în anii precedenți, deci ca în anii 90, la început de 2000, dar oricum există cazuri. Ele au fost și parte din ele au fost și mediatizate, au bulversat opinia publică. Atunci când nu sunteți la locul de muncă și atunci când nu sunteți medic legist, ce face domnul Andrei Pădure? Obișnuiesc, în primul rând, să-mi delectez familia cu bucate deosebite. Iubesc să petrec timpul la bucătărie, trebuie să recunosc. Asta nu mă face mai puțin bărbat decât sunt în realitate. Terapie. Exact, dar mai multe terapii fac atunci când fac vinificație. Asta este vin. De care? Alb, roșu. Am înțeles. De câți ani? De mulți ani? Și ce faceți cu vinul ulterior? Este pentru familie, pentru prieteni sau chiar vă gândiți la mai mult?
Și faceți mai mult? După anul 2011, după ce am încheiat cercetările pentru teza de habilitate, am descoperit o groază de timp. Și atunci am descoperit această pasiune. Nu fac în cantități industriale, evident, este doar pentru uz în familie, dar și familia este mare. Am înțeles. Și pentru mai mult pleacă în calitate, destul de mult pleacă în calitate de cadouri pentru, pentru apropiați, dragi. Pentru apropiați, pentru oamenii dragi și pentru apreciatorii de un vin bun. Așa. Serviți vin? Sigur că da. Sigur că da. Am înțeles. Mulțumesc tare mult. În cantități, terapeutice, vinul este benefic. Da, neapărat. Mulțumesc tare mult, domnule Pădure. Cu mare drag. Dacă v-a plăcut acest episod, nu ezitați să-mi lăsați un comentariu cu ce v-a impresionat în mod deosebit și neapărat cu sugestii pentru următorii mei invitați. Pe curând vă aștept tot aici. Acest episod de podcast apare cu susținerea Fondului Națiunilor Unite pentru Populație Moldova.